Pacienții internați la Spitalul Județean de Urgență Constanța pot primi din nou vizite de la rude și prieteni. Începând de ieri, accesul vizitatorilor este permis într-un interval de 2 ore cu respectarea unor reguli. Printre acestea, purtarea măștii și a echipamentului de protecție format din halat și botoșei. Accesul rămâne interzis în continuare în sectoarele COVID, pe secțiile de obstetrică, ginecologie 1 și 2 și pe secția de neonatologie. Accesul aparținătorilor este permis zilnic între orele 14 și 16. Îi rugăm cu insistență să respecte o serie de reguli, un set de măsuri menit să protejeze atât pacienții cât și personalul, dar și aparținătorii.